Profesor Cătălin Pană și profesor Florin Smeureanu gestionează fiecare dintre aceștia câte un concurs de matematică. Primul, Matematica Modus Vivendi, a ajuns la ediția 14, în timp ce cel de-al doilea concurs național Tehnici Matematice a ajuns la ediția 15-a. Competitorii sunt la concursul național Tehnici Matematice, elevi din clasele 9-12, care sunt elevi la profil M2, științele naturii, și sunt competitori din 7 județe. Am înțeles de la domnul Florin Smeureanu, care este coordonatorul acestui concurs, dumnealui a înființat acest concurs pe vremea când era la liceul Chim, că avem concurenți din Sibiu, Brașov, Brăila, Olt, Dolj, Argeș, iar concursul interjudețean Matematica Modus Vivendi se adresează unei palete mai mari de elevi, de la clasa a 3-a până la clasa a 12-a, deci participă și cei mici de clasele a 3-a și a 4-a. Este, deci, ultimii 4 ani am zis că ar fi bine să participe și elevii de clasa 3-a, pentru că ei nici nu au niciun fel de olimpiadă, numai cei de clasa 4-a au o olimpiadă județeană cu fază finală pe județ. Și noi ne-am gândit, având și clase de a 3-a la noi la colegiu, să participe și acești elevi de clasele a 3-a și a 4-a. Sunt elevii din gimnaziu, din clasele 5-8 și elevii de liceu 9-12. În general, la acest concurs vin elevii de la profilul matematică-informatică. Festivitatea de premiere se va desfășura în jurul orei 19, ambele comisii de examinare având o grea misiune.